Nu apare în vlog. No. Bă. Stai, mă, bă, stai puțin, că am probleme. El este Bogdan. Și cu el o să ne vedem un vlog acesta. El nici măcar nu știe că-l filmez acum. Bună ziua, bine v-am găsit la un nou video. Salutare, Bogdane. Băi, nu cu plasă. Auci. El e Bogdan, el nu vrea să apară în video, dar apare oricum, că n-are ce să facă. Și să-mi trag palme. Mi-am uitat masca acasă. Barba, acoperi cu barba. Da. Unde am parcat mașina? Nu apar în vlog. Nu. No. Bă. Stai, mă, bă, stai puțin, că am probleme. Da, ce ai făcut, mă, nene, mă? Ia să vedem pe unde poți parchea și eu pe aici. Bă, ce tare sunt, intru în gara, nebun. intrăm în... Da. În, chiar. Înăuntru, pe calea ferată, mașina? Ia, oprim un pic. Bună ziua, bine v-am găsit la un nou video. De data aceasta este un vlog și este dedicat în totalitate lui Joe. Dragă prietene Joe, în sfârșit, după cred că un an de zile, am reușit să ajung în autogară, gară de fapt. Autogara e în partea aceasta, o să arăt acum. Și o să filmez un tren pentru tine. Mi-am ieșit din mână pentru că nu am mai filmat de mult și să sperăm că o să iasă ceva interesant. Da, sunt fără mască, sunt un rebel. Deci, dragă prietene Joe, primul trend în viața mea filmat. Sper să-ți placă. Mai am pe cineva aici lângă mine care face un TikTok. Suntem echipă mare aici la Slatina. Deci ăsta ar trebui să fie un interregio care vine dinspre Craiova și se duce spre Pitești. Ca să-ți faci o idee ce trafic feroviar avem aici în Slatina. Aude? Se aude, dar oricum cred că o să-l scot pe fundal. O să scot ăsta sunetul și pun eu ceva melodie, că mai rup. Gata, facem și TikTok-ul. Eu, papaya, bă, mă vezi?
Avem și un cățel. Îl vezi? Mă crezi? Ești strat. Un prieten. Hai. Doi bice. Nu cred că a ieșit. Deci pot să spun că sunt maxim de fericit. M-a salutat șoferul de tren. Șoferul de tren îi zice, nu? Bă, cred că e conductor. Nu, că ăla conduce electricitatea. N-a un schit de tip asta. Yuji Mafia ceva, ia pe tot aici, aici. Stick in a house, fraților, cam acesta a fost vlogul din gara Slatina cu trenuri. Am prins unul singur, mai mult de atâta nu s-a putut, dar dacă o să facă ceva vizualizări, probabil că în momentul acela o să mai continui cu trenuri din gară. O să vă mai las ceva cadre ușoare cu niște marfare care sunt nefolosite, niște vagoane, și după aceea probabil că o să încep să fac câteva TikTok-uri. Deci urmăriți-vă pe contul de TikTok, Bossul Bărbosul. Mă găsiți acolo. Faz hoje, não tem problema.